faptul că sunt emoționat pe de-o parte, iar pe de-altă parte că mă simt inspirat. Mă simt inspirat de faptul că, în Parlamentul României, Comisia Juridică dă o asemenea importanță, o asemenea dezbatere. Mă simt inspirat de curajul ziarului Bursa de a găzdui o asemenea dezbatere. Mă simt inspirat de chiar și de manifestul pe care l-ați prezentat, domnule Dumnezeu, puțin mai devreme, pentru că mi-aduce aminte de un articol publicat în 11 septembrie, un alt manifest în 11 septembrie, dacă nu greșesc, 1945-46, în momentul în care Partidul Comunist Român cerea votat soarele. Cam același lucru cere și Consiliul Patronilor Bancare din România să votăm soarele. Mi-aduc aminte puțin din istorie ce spunea acel manifest. Spunea așa: femei, Maniu și Brătianu m-au lipsit de orice drepturi. Votați soarele de sfătușării voastre, soarele viitorului copiilor voștri. Cetățeni, moarte și plăpăt poate cu ei Maniu și Brătianu. Votați soarele. Vedem că nu s-a schimbat acest discurs din partea plăcilor și mă simt inspirat și de domnul Călin, nu Călin de la Craft, domnul Călin Rechea, care a desconspirat sursa de inspirație a BNR, respectiv studiile fostului regim sovietic, în articolul pe care l-a publicat în ziarul Bursa, și anume umbra recelui virus la BNR, dacă nu greșesc titlul acestui articol. Această înfierare proletară. Mă simt de asemenea inspirat de știrea pe care a ziarul Bursa, confirmată de Antena 3, că doamna Alina Măgureanu, fostă nora domnului Măgureanu, a denunțat la DNA inclusiv pe Mugur Isărescu astăzi, în urmă cu câteva ore, domnescă pentru fapte de corupție. Dar acestea sunt elemente pe care pe mine mă fac să mă simt, pe care atunci mă fac să mă simt inspirat. Ceea ce vreau eu să spun despre legea dării în plată. Poate că nu va fi lumea de acord cu mine, poate că distinși de putea să acord invitați sunt foarte de acord cu mine, dar eu cred că, în primul rând, vorbim despre un principiu economic aici și nu social. Degeaba a încercat Banca Națională a României să zică să antagonizeze populația, să plătească toată lumea pentru cei care au Ferrari și care acum aruncă cheile către populație. Eu cred că această lege transpune principiul economic și condusul bancar simplu al creditului ipotecar, mortgage. Am mai scris și mai mult, asta e nevoie pe colegii care nu sunt prezenți în momentul de față, faptul că acest produs banal existent peste tot în lume, mortgage, credit ipotecar, dai avans, dai atâta la bancă, plătești la tine până la final, devii proprietar. Nu, banca rămâne cu ceea ce a considerat drept o garanție suficientă prin proprii evaluatori la momentul acordării creditului. Deci cred că există o componentă economică puternică, de factură economică puternică aici, categoric va rezolva și probleme sociale, dar normalizează, cum spunea domnul ministru Petre Roman puțin mai devreme, chiar dacă pe termen scurt va fi ceva mai rău, așa cum cred eu că va deriva din atitudinea băncilor comerciale, pe termen lung, categoric, vorbim despre o normalizare, despre o sofisticare a pieței economice și despre o amputare a folosirii produsului bancar, credit imobiliar cu garanții ipotecare, impropriu denumit, chiar de către oficialii BNR, credit ipotecar, de o normalizare a folosirii acestui produs la dobânzi rezonabile și la dobânzi acceptabile. Am și o explicație pentru care reprezentanții BNR și ai băncilor nu au venit astăzi aici. Domnilor, doamnelor, nu mai au pe cine să trimită. Domnul Citeză a venit, nu mai vine. Domnul Voinea a venit, nu mai vine. Domnul Olteanu a venit, nu mai vine. Domnul Isărescu, scuzați-mi că reiau ideea domnului Dorin Petreanu, am puțin mai devreme, pentru un limbaj mai așa, mai jurnalistic. Domnul Isărescu a mărit la Parlamentul României, care l-a numit de nu știu câte ori, a supraviețuit la 19 guverne. În momentul în care trimitea Parlamentul un bloc la DNA, alături de domnul Bogdan Olteanu, pe cine să mai scoată Banca Națională și băncile comerciale în față cu credibilitate? Domnul Olteanu a uitat, domnul Olteanu, despre faptul că dânsul a fost numit de către Parlamentul României. Cum a fost numit, rămâne de văzut. Ce originale rămâne de văzut, de discutat, de apreciat, dar ne facem tot la avocat soarele, dacă îmi permiteți această idee. Deci, cred, despre legea de plată, că urmează acest principiu economic cu instrument bancar al creditului ipotecar. În sfârșit se așează în România acest credit ipotecar. În sfârșit, băncile vor fi obligate să aibă responsabilitate atunci când acordă credite și nu vor mai tolera rețele mafiote care au dat credite pe cu totul alte garanții decât cele bancare, pe cu totul alte principii decât cele prudențiare și bancabilitate. Un astfel de sistem se prăbușește sau ar trebui să se prăbușească și apoi îmi vine greu de crezut, te mai spus, domnul, dar cred și în emisiuni. Cum ați reușit să treceți o astfel de lege? Nu mi-închipui, cum a funcționat ceea ce a făcut BNR
dumneavoastră să vă menționat. Am scris, am sugerat, o parte din noastră poate ați îmbrățișat ceea ce am spus. Păi dacă băncile sunt nemulțumite de programul Prima Casă, să formați, domnilor, să formați o agenție națională a creditului ipotecar cu dobânzi rezonabile, cu robor plus un pic, nu plus de 1% cât pun băncile comerciale, pentru că din punctul meu de vedere și ar fac referire la ceea ce a spunea domnul Petre Roman puțin mai devreme, este o formă de capitalizare a băncilor comerciale din bani publici, acest program Prima Casă. Nu mă refer la distorsiune din sectorul imobiliar, pentru că acolo sunt suficienți experți care le pot spune și pe aceasta. Dar să vii tu Banca Națională și să susții că se prăbușește, că intrăm în default, dacă nu va fi recunoscută garanția suverană a statului, mie mi se pare de necrezut și iarăși ajungem la votat soarele. Mesaj care a trimis astăzi în presa centrală de către reprezentanții băncilor comerciale. Această idee pe care am avansat-o, Agenția Națională a Creditului Ipotecar, în condiții de piață, în condiții de profitabilitate, poate fi o entitate listată la bursă, inclusiv băncile comerciale pot deveni acționare administratori acestei companii. Până la urmă, ea poate desăvârși un rol social pe care ar trebui să-l aibă programul Prima Casă. Să nu spună mie băncile că ele au un rol social sau că își fac un rol social pe programul Prima Casă. Nu! Este capitalizare directă pe garanția statului român a băncilor comerciale, care ar trebui să-și plătească factura propriei incompetențe, care a condus la un moment dat la 23% din portofoliul de credite neperformanță. Deci ar avea 29% neperformanță. Deci trebuie să plătească și factura. Și închei prin a spune următorul lucru. Acest proiect a legii dării în plată are deja efecte benefice. Băncile au devenit mai puțin aruncate cu clienții, obraznice cu Parlamentul României, este evident și cu cei care au urmat să susțină și altceva decât susțin Banca Națională. Au devenit mai puțin aruncate, sunt mai responsabili, nu poate să spună nimeni că această idee a creditului ipotecar este nouă în piață, cu parte din băncile au început deja să-l introducă preventiv. Deci poate tot mi se lăsă să spună este o bogomanie creditul ipotecar consemat de către legea dării în plată din moment ce băncile pe care le supraveghează, au început să introducă astfel de instrumente. Sunt nou în piață astfel de instrumente? Mă întreb retoric. Din păcate, am asistat și cu asta și cu asta voi încheia această intervenție a mea, am asistat la aceeași atitudine inclusiv prin manifestul publicat astăzi, pe care o aveau foștii comuniști atunci când aveau tancurile sovietice în spate. Acum băncile se bazează că au tancurile Băncii Naționale a României. Mai că ce nu-ți dă seama Banca Națională a României că ea nu are tancuri în spate. În momentul față, un alt merit al legii dării în plată, iar arăta exact așa